În această înregistrare video vă voi arăta modul în care se poate interacționa cu hărțile 2D și 3D de la afișarea acestora până la salvarea conținutului acestora. În cazul de față puteți să observați în fereastra Manager Table Data că avem la dispoziție un model numeric al terenului, o umbrire, un shading, o pantă și o expoziție. În momentul de față eu am afișată o hartă care conține toate cele patru straturi pe care vi le-am menționat. Ordinea în care sunt ele poziționate ne spune ce apare primul la vizualizare. Practic, așa numitul algoritm al pictorului spune că ce este deasupra, da, se vede primul. Ce este dedesubt? Nu se vede pentru că este acoperit de ce este deasupra. Utilizând date raster, acestea sunt continue și practic, în cazul de față, de sub expoziție, da, nu putem să observăm panta. Cum se obțin o astfel de hartă? O să închidem de la vizualizare hărțile și vizualizarea tridimensională și vizualizarea bidimensională a harta, dar ea încă există. O să o închidem de tot. Suntem în Manager Maps. Dăm click dreapta pe numele hărții. Close. Yes. Și vom începe cu afișarea. Da? În principiu, primul strat pe care îl deschidem, acesta dă numele hărții. Ulterior putem adăuga straturi prin selectarea hărții atunci când dorim să afișăm un nou strat. Stratul vine deasupra, da? Shading-ul are o transparență, da? Ceea ce face ca să se combine culorile hipsometrice cu aceste nuanțe de la alb la negru, astfel încât să dea senzația de tridimensionalitate. Adăugăm panta și, bineînțeles, peste pantă adăugăm expoziția. Acum, orice hartă 2D, conținutul ei poate fi exportat. Există un buton în partea de sus care apare în momentul când avem afișată o hartă. Este butonul Show Print Layout. Acest buton duce la crearea practică a unui layout de hartă, da? Care este o fereastră diferită de fereastra hărții noastre bidimensionale. Acest layout de hartă conține câteva elemente esențiale ale unei hărți. Harta propriu-zisă, da? Observați coordonatele pe margine, o scară grafică și o scară numerică. Aceste chestiuni pot fi selectate, pot fi editate până la un punct, pot fi șterse. În privința legendei, dacă dorim ca legenda să încapă toată pe o pagină, respectiv un A4 landscape în cazul de față, va trebui să o selectăm, da? O selectăm și cu ajutorul acestor marker de pe margine să o micșoră, astfel încât să încapă toate legendele. În privința denumirilor, ca să schimbăm denumirile de aici, de la fiecare strat de legendă, va trebui să edităm, da, numele fiecărui strat. Fie din Manager Data, fie din Manager Map, se selectează stratul. În partea dreaptă, în fereastra Properties, verificăm denumirea. Și ce scriem aici? AAA, Enter, Apply, va apărea în legendă, bineînțeles, și în Layer Manager. În cazul de față putem să-i spunem altitudinea. Și în privința unităților, dacă vrem să spunem că este în metri, trebuie să scriem aici la unit metri, Enter, Apply. La shading putem să scriem umbrirea. Bineînțeles, în cazul de față, Enter, Apply, la umbrire, valorile sunt cumva dimensionale, adică nu reprezintă, pot fi procente, pot să fie un număr între 0 și 1 și așa mai departe. E oarecum irelevant aici. La pantă, panta în grade, Enter, Apply și
aspectul este expoziția, care la fel este în grad. În momentul în care am terminat harta sau continuăm sau considerăm că putem să salvăm, da? În partea de sus a ferestrei print layout există o serie de butoane. Nu știu câți dintre voi știu ce este. Este o dischetă. Dar practic o să trebuiască să căutați un buton cu o dischetă. Este butonul care practic ne ajută la salvarea conținutului print layout-ului. Pentru ce avem nevoie noi la geomorfologie este îndeajuns, da? Așa. Discheta export și vom salva în format PNG. Există mai multe posibilități, dar PNG este recomandat. Da, vom salva o hartă 2D. Rezoluția 150 este de ajuns. Ok. Print layout-ul se poate închide. Odată închis, nu mai putem accesa. Va trebui să îl refacem, să redimensionăm. El poate fi, bineînțeles, minimizat. Da? Suntem în reprezentarea 2D. Mergem și ne alegem o zonă mai restrânsă și putem să realizăm o reprezentare tridimensională. De fapt, este o perspectivă tridimensională, dar nu este un 3D real. Apăsăm butonul Show 3D View. Da? Acest are o iconiță cu un scris de culoare albastră 3D. Acum, această vizualizare tridimensională se bazează pe un raster. Poate fi modelul numeric sau poate fi orice raster, o să vă arăt imediat. În cazul de față, pe noi ne interesează la geomorfologie modelul numeric. Alegem Grid System și, bineînțeles, la Elevation alegem rasterul SRTN pe care l-am denumit altitudine. Putem să dăm aici o exagerare, 10, sau putem să mocai. Sau putem să utilizăm butonul de decrease și increase exaggeration. Acest step de vizualizare se numește draping. Practic, pixelii se duc pe verticală la locul lor în funcție de altitudine pe baza modelului numeric, iar coloratura de deasupra care apare este practic stratul de deasupra. Dacă ascund expoziția, va rămâne panta, dacă ascund panta, rămâne harta hipsometrică. Conținutul acestei ferestre 3D poate fi salvat cu ajutorul meniului 3D View Save as Image. Acest meniu apare doar când avem un 3D activ. Da? 3D View Save as Image. Și salvăm o, să zicem, hartă 3D. Versiunile mai noi de Saga adaugă și axele X, Y și Z și este o hartă. Caz de față este mai mult o reprezentare, dar optăm mini-hartă 3D. Save. Dacă modificăm aici mărimea rezoluției, nu se obține o calitate mai bună, astfel încât lăsăm, by default, această mărime. Ok. La fel, fereastră 3D, dacă o închidem, trebuie să o reluăm de la 0, da? Practic. Așa că dacă mai avem nevoie de aia, poate fi minimizată. Ce caracteristici mai are în momentul în care zoomăm pe harta 2D, da? Harta 3D se updatează cu zona respectivă, dar nu vă recomand randarea unor zone imense. Dar, în general, ne interesează un spațiu mai restrâns ca să putem înțelege ceva de acolo și eventual rezultatul harta 3D în PNG, dar să fie vizibilă. Nu recomand zoomuri de genul acesta, da? Pentru că se pierde din context. Ideal este să fie zoom-ul în care se vadă toată zona de studiu și eventual să existe de o anumită înclinare verticală care să permită, să zicem, interpretarea reliefului. Vreți o zonă mai mică, zoomați acolo și nu este nicio problemă, da? Dar nu zoomați în interiorul 3D-ului și salvați hărți de genul ăsta pentru că nu au prea multă validitate.
Cam asta ar fi modul de lucru cu hărțile și modul de salvare.